Ce fac, băieții, și bine ați venit la primul clip cu FIFA 20 pe canal. Înainte să începem, hai să distrugem butonul ăla de like, așa, și când ajungem la peste 7500. E primul episod cu FIFA 20, băieți, merită. Doar ce am downloadat demo-ul pe canalul în limba engleză, am jucat la kick-off un match. Acum urmează aici să jucăm Volta Football FIFA Street. Hai să vedem. Nu am intrat până acum, e primul match, am intrat doar la kick-off. Pentru celălalt canal, ia să vedem noi ce se întâmplă aici. Avem un intro. I-am dat eu. Oh, Johan Cruyff. Ok, nice. Dar nu poți dai skip la asta. Aș vrea să mă joc direct acolo. Asta aș fi vrut să fac. Intră băieții pe teren. Real Madrid, Vinicius, frumos. Dacă apăs pe start, se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Se pare că trebuie să vedem acest intro până la final. Vinicius driblează frumos, talentat băiatul, la finalizare mai așa puțin la el. Shoot, gol, se bucură. Unde e Volta, bro? Poate acum? Ia să vedem. Da, mă, stai puțin că avem un intro dintre ăsta. Cred că o să fie story mode puțin asemănător cu Alex Vânătorul. O să fie interesant. Știu că ai opțiunea să-ți alegi din câteva personaje. Ar fi drăguț, nu știu, lăsați un comentariu mai jos. Spuneți-mi dacă ați vrea să vedeți asta pe canal. Acest story de la Volta să-l facem când apare jocul full. Cred că ar fi foarte, foarte distractiv. Ia Ed Van Gils, hey. Le mai trebuie un jucător, te joci, Bobiță? A, mă, păi zice el, nu? Mă, că vă arată el acum ce aveți. Vinicius. Băi, bun jucător. L-am văzut și în realitate, dar nu doar în FIFA. La finalizare acolo are mult de... Oh, Vinicius Crew against Street Kings. Versus Street Kings. Ok, interesant. Arată foarte, foarte bine, ce pot să zic. Stai puțin. Și eu controlez amândoi? Care-i treaba? Tu braziliana? Și dacă dau șut? De ce s-a dus acolo? Stai puțin. Nu e așa ușor. Poviță, nu e așa ușor. Luase mingea. Se joacă fără out. Ok. Am crezut că după forfecaia o să fie foarte ușor pentru Vinicius să marcheze. Să prindă poarta măcar. Stai puțin. Schemă, pac. Frumos. Nu! S-o scoate, mă, s-o scoate golanul. Prinde-l, prinde-l. Hai, fugi, 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 fugi. Toți în față, toți în față. I-am luat mingea. E, poartă acolo, e gol. Uite, mă, primul gol. Intercepție în atac. Bună și asta. Se joacă primul până la 4, parcă. Așa cred. Ia să vedem. N-are 5? Ba, are 5. Frumos. Opa! O trecem noi, dar degeaba. Aici nu știu cum e cu Brazilia asta, nu știu dacă mă ajută. Acum! Te ajută, mă! Te ajută, frumos trecut acolo. Jairzinho gol. Ok. Ia-l, ia-l, ia-l cu totul. Dar ei, cred că e și făcut demo, știi, să dai tu goluri, să... Hop! Înapoi! Jucăm cu peretele! Brazilian am perete și după aia mingea la noi! Ia uite, reluare! Pac! Perete! Super tare, frate! Hai, interceptează-l, bravo! Hop! Îmi place asta! Îmi place asta să fac brazilian în perete! Și după aceea vine mingea la tine, bang, gol. Fine, 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 fine. Și cred că sunt o grămadă de chestii foarte, foarte tari în Volta, în FIFA Street Advance. Asta a fost oare totul? Ia să vedem, mai avem acces. Da, asta a fost totul, din păcate, la Volta. Doar atât ne arată momentan. Oricum pare super, super distractiv, băieți. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. O să apară multe clipuri cu FIFA
20 în următoarele zile. Sunt curios dacă voi vreți să faceți și să fac și cariera aceea la Volta. Lăsați comentariul mai jos. Hai să vedem ce se întâmplă. Și de asemenea, am deschis opțiunea de membri pe canal, băieți. Dacă vă abonați acolo, puteți să aveți parte de custom badges, de loyalty badges. De asemenea, puteți să faceți parte dintr-un grup privat pe Discord, să vorbiți cu o viță. Aveți opțiunea să și vedeți clipurile înaintea tuturor. O să las linkul în descriere. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Pa, pa! I smiled at them and said she told me so.